Peste 700 de persoane au luat parte la sfârșitul săptămânii trecute la Timișoara la Gala Campionilor Federației Române de Automobilism Sportiv, în cadrul căreia au fost premiați cei mai buni sportivi ai sezonului 2018. Timișoara a fost pentru o zi capitala automobilismului din România, campionii din raliuri adunându-se pentru o ceremonie specială, cea mai mare a unei federații naționale sportive în acest an. De la eveniment nu a lipsit nici noul ministru al tineretului și sportului, jucătoarea de tenis Ana Bogdan, toboșarul Ovidiu Lipan Țăndărică, președintele Consiliului Județean Timiș, precum și multe alte oficialități. În 2018, Federația Română de Automobilism Sportiv a avut peste 100 de competiții cu participarea a peste 1000 de sportivi. Dintre aceștia, aproape un sfert au participat la competiții internaționale. Astfel, România a devenit o atracție tot mai mare pentru piloții străini.